Hey people, după cum v-am promis, în acest video voi răspunde la întrebările voastre de pe Snapchat. Așa că am pregătit aici telefonul, bă, mai mult și l-am încărcat că rămân fără baterie. Și să începem cu întrebările voastre și cu răspunsurile mele. Așa, Ana mă întreabă câți ani am și câți frați am. Trebuie să recunosc că întrebările astea au fost destul de frecvente și am cam evitat oricum să răspund cel puțin la prima întrebare, însă de data aceasta am să o fac. Și da, în luna aceasta împlinesc 24 de ani. Iar frățiori, am doi frați, pe Noelia pe care o știți și pe Phineas, pe care l-ați auzit în videoul cu Smoothie Challenge și de asemenea am un challenge și cu el, cel cu Whisper Challenge. Următoarea întrebare. Bună întrebare, Eva Trif. Sincer, eram mică, dar totuși era mai mare. Între mine și sorora mea sunt 12 ani diferență și, sincer, m-am bucurat foarte mult. Și era o rivalitate așa între mine și fratele meu, pentru că el își dorea un frățior și eu îmi doream o surioară. Și, mă rog, când am aflat că o să am o surioară, am fost cea mai fericită. V-am mai mult vreau să vă spun o experiență care pe mine, în acel moment, m-a șocat și vreau să împărtășesc cu voi. Eram în acea perioadă, mama era la spital, eu nu am prea mers la spital, era destul de departe în zona unde locuiam în Spania și rămâneam acasă cu treburile casei, îl așteptam pe tati și așa mă simțeam și eu mai mare, ca la 12 ani. Și când trebuia să mă duc la spital să-mi întâlnesc surioara, mie nu-mi prea plăceau bebelașii, tot timpul am considerat că bebelașii sunt așa mai uriței. Îmi plac copiii la nebunie și iubesc copii, dar parcă atunci când îți de câteva zile, îs destul de uriței. Și tocmai spuneam tatălui meu asta, pentru că tati nu știu cum să reacționez, pentru că mie bebelușii mi se par urâți. Și ce să fac? Așa că, mă rog, discutam mai multe chestii și am intrat în spital și la un moment dat, în partea dreaptă, era un geam foarte mare și o asistentă schimba un bebeluș. Și am trecut pe lângă el și chiar i-am zis tatălui meu, însă el nu a fost atunci foarte pe fază, să zic așa, i-am zis, uite, cred că e primul bebeluș pe care îl văd frumos în viața mea. Tati nu o realizat, așa, am trecut, am mers mai departe până am ajuns în camera unde era internată mama mea. Ajung acolo, Noelia nicăieri, nici nicăieri. Și îmi spune mami că a luat asistenta să o schimbe. Ghiciți ce? Când s-a întors asistenta, s-a întors tocmai cu bebelușul pe care eu ziceam că e primul bebeluș pe care l-am văzut frumos și era o minunăție de fată. Deci, da, reacția mea a fost foarte pozitivă și sunt foarte bucuroasă și binecuvântată că o am pe Noelia în viața mea. Mergem la următoarea întrebare. Bună, Miremi! Întrebarea mea pentru tine este... Ți-ar plăcea dacă Noelia te-ar urma și și-ar face un canal de YouTube? E cea mai tare, pa! Așa, Andreea Babu, te salut! Babus, greșeala mea. Sincer, nu m-am gândit neapărat la asta. Adică nu pot să zic că nu mi-ar plăcea sau mi-ar plăcea foarte mult. Lumea YouTube-ului e frumoasă, dar are și părțile ei negative. Și de multe ori comentarii negative care, dacă, nu știu, sunt comentarii care sunt negative, dar în același timp poți învăța lucruri din ele și te ajută cumva să crești și să fii, sau să vezi ceea ce așteaptă publicul de la tine, însă sunt și comentarii răutăcioase. Și eu consider, cel puțin eu, poate o protejez prin asta, consider că încă e poate prea mică ca să înceapă un canal de YouTube, pentru că pe ea ar afecta-o foarte mult acele comentarii și nu cred că ar merita, deși
desigur, cel puțin în cazul meu, comentariile pozitive și voi, cei care mă susțineți, sunteți de sute de ori mai multe și de sute ori mai mult. Deci, da, cam asta este părerea mea în ce ține de dacă Noelia și-ar face un canal de YouTube sau care ar fi părerea mea. Salut, Denita! Am văzut postarea ta de pe Facebook și am o întrebare. Ce te-a încurajat să creezi acest canal pe YouTube? Bun, ce m-a încurajat? La această întrebare am răspuns și la primul Q&A pe care l-am avut deja probabil și mai bine de un an, însă nu mă deranjează să repet răspunsul meu. Sincer, în perioada în care am început eu YouTube, mă rog, să postez pe YouTube, am considerat că este foarte puțin conținut despre beauty sau despre a-ți aranja părul în limba română. Erau o grămadă de tutoriale în limba engleză, în limba spaniolă, însă foarte puțin conținut în limba română. Așa că mi-am luat inima în dinți, pentru că logic și pentru mine a fost o provocare și am vrut să arăt lumii și vouă lucruri care eu le știu și nu știu, darurile sau, cum să zic, favorurile pe care le am eu, să le împart cu voi și să învăț și pe voi anumite lucruri pe care eu le știu și de ce să fiu egoistă să le păstrez doar pentru mine. Și cam așa am început eu și asta a fost. Deci de aia am început eu canalul de pe YouTube. Andra Mihaescu. Ea mă întreabă dacă am iubit. Ei bine, și să-i spun numele. Ei bine, da, am iubit și numele iubitului meu este Andrei. Următoarea întrebare. Este o provocare. Îmi cere să fac un milkshake din Coca-Cola, banane și mere. Sincer, nu știu dacă o să fac asta de data aceasta pentru că vreau să mă țin de cuvânt și pentru că nu vreau să fac un alt challenge și alte provocări până nu ajung la videoul cu Noelia, cu Bottle Challenge, până nu ajungem la 10.000 de like-uri. Așa că, dacă vreți să realizezi alte challenge-uri și alte provocări, mergeți și dați like la acel video. Pare rău! Bun! Maia Răduța. Salut, Miremi! Eu sunt Maia. Hei! Și vreau să te întrebăm. Câte schimbări ai făcut la colo? Da. Ok. Asta e o întrebare destul de complicată pentru că mi-am schimbat destul de mult părul și destul de des în același timp. Tot timpul am fost o persoană care am considerat că părul crește, așa că nu m-a deranjat să-l tai dintr-o dată, ați văzut ultima schimbare de la un păr lung, acum am extensii, de la un păr lung am tăiat așa, până în nume. Așa că nu știu să zic un număr de schimbări, dar destul de multe și destul de variate. O să încerc să răspund cât mai repede la toate întrebările voastre pentru că sunt foarte multe și vreau să reușesc să răspund la cât mai multe dintre ele. Această întrebare a mai fost, câți frați am mai spus să am doi frățiori, pe Phineas și pe Noelia. Și te salut și pe tine, Maria Voicu. Măli inimioară. Te pup și eu. Întâi răspund la întrebarea cu ce liceu am făcut. Am terminat liceul de arte, precum am mai spus și în alte videouri. Și legat de întrebarea dacă o să fac vreo întâlnire cu abonații mei, sincer mi-ar plăcea foarte mult, însă încă mă simt prea micuță și în același timp încă nu știu dacă aș ști să organizez o astfel de întâlnire, așa că rămâne întrebarea așa un pic în suspans. Da, mi-ar plăcea, însă nu știu încă când și cum, dar o să vă țin la curent, o să te țin la curent.
Am foarte multe mesaje de ale voastre scrise. Nu știu dacă se roșe să le citesc chiar pe toate. Mara. Bună, Miremi, eu aș vrea să te întrebăm care este numărul tău de telefon, pentru că te plăcesc foarte mult și vreau să vorbim mai mult. Chiar aș fi încântată să vorbim și să devenim prieteni, pentru că îmi doresc să devenim prieteni acum mulți loc, dar n-am ocazia. Te salut, Mara! La întrebarea ta, din păcate, nu pot să dau un răspuns pentru că numărul meu de telefon este confidențial, însă știți că vă răspund la toate întrebările, fie pe Snapchat sau pe Instagram, pe Facebook, așa că dacă mă urmărești acolo și vorbesc atât pentru tine cât și pentru alte persoane care m-au întrebat despre numărul meu de telefon, eu voi comunica cu voi cât pot de des și pe rețelele mele de socializare. Trecem mai departe. Salut! Te pup și eu, Cosmina. Și da, vreau să mai fac videouri cu DIY-uri, desigur, pentru că am văzut că vă plac și îmi place și mie să realizez astfel de videouri. Așa că, desigur, că o să mai realizez videouri cu DIY-uri. Antonia, să vedem ce ne zici. Hei, Miremi! Salut, drăguță! Întrebarea pentru tine este dacă pe viitor, când o să fii mamă, o să mai faci vloguri. Te pup! Întrebarea asta parcă merge un pic prea departe, dar e o întrebare bună. Încă nu am de gând să fiu mamă, pentru asta lipsește să mă căsătoresc și așa mai departe, să mai trăiesc un pic. Dar, da, adică, presupunând că o să ajungă și acele timpuri, da, nu cred că aș renunța la vlog. Sunt o grămadă de vlogărițe, chiar și din România, dacă nu mă înșel, care au copii mici și care totuși se ocupă și de vlogul lor. Mergem mai departe. Bună, Miremi, eu sunt pe Iulia, dar sunt pe Erika și vreau să te întrebăm ce vechi ești, pentru că întotdeauna am avut cea perspectivă pe care erau ușoate în spate de două. Vă salut eu pe voi! Legat de religie, iar asta este o întrebare care mi-ați pus-o mulți dintre voi destul de des. Eu consider că religia ucide, Iisus salvează. Adică nu vreau să pun mai presus o religie decât pe însuși Dumnezeu și nu știu, pentru mine important este relația pe care o ai cu Dumnezeu. Și nu vreau să intru aici într-o dilemă foarte mare, așa, pentru că, nu știu, spun doar ce cred și doar ce simt. Trecem mai departe. Hei, Sara Coroniță, te pup și eu. Seriale, în ultima vreme am renunțat, adică nu am renunțat mult la tot mai puține seriale, pentru că nu fac față cu timpul. Am jobul meu, am vlogul, am o grămadă de activități și nu reușesc să mă uit ca pe vremuri, să zic așa, la seriale. Însă, nu știu, îți pot spune câteva seriale la care m-am uitat și m-am uitat la Grey's Anatomy, la Game of Thrones, la nu știu, la House, la Dr. House, Lost, cred că am văzut o grămadă de seriale și nici nu cred că ar avea vreun sens acum să înșir o grămadă, deci da, am văzut seriale la viața mea, deși în ultima vreme mai puține. Hei, întrebare pentru video. Te-ai mai dori o surioară sau un frate? La cât te trezești dimineața de obicei în cursul săptămânii sau în weekend? Tu gătești? Mulțumesc, sper să ajungă în videoclip și întrebarea pe care ți-am lăsat-o eu. Te iubesc pe tine și surioarea ta, Noelia. Cry Severin. Aici am trei întrebări. Te salut și eu. Dacă mi-aș dori să mai am o soră sau un frate, sincer, da, mi-aș dori, însă nu cred că asta va mai fi posibil. La cât te trezești dimineața de obicei?
Jobul meu îmi permite să mă trezesc la ce oră vreau eu, trebuie să recunosc, pentru că oarecum eu îmi organizez programul. Însă trebuie să recunosc în același timp că sunt destul de matinală, așa că de cele mai multe ori, până în ora 9, tot timpul sunt treabă, fie weekend, fie timpul săptămânii, deci. Și ultima întrebare, tu gătești? Sincer, da, gătesc. Nu pot să zic că sunt foarte wow în ale gătitului, însă îmi place să gătesc, mai ales atunci când am pe cineva lângă mine și pot găti pentru cineva. Trebuie să recunosc că atunci când vine vorba de a găti pentru mine, parcă mă pun mai cu greu să gătesc. Și ultima întrebare, pentru că deja am răspuns la multe dintre ele și deja videoul devine foarte lung și nu vreau nici să vă plictisesc, este de la Flaviana. Nu pot să-ți trimit un video, deoarece sunt la cineva în vizită, dar aș vrea să te întreb ce produse folosești pentru îngrijirea părului pentru a-l avea așa de bugat, sănătos și drept. Al meu are vârfurile întoarse și mă enervează la pune. Te pup și succes în continuare! Părul meu este drept de la sine, să zic așa, adică m-am născut cu părul drept și de asemenea este și destul de bogat. Cred că am moștenit asta de la mami și, nu știu, de la părinții mei, abar nu am, știu că și mami are un păr destul de bogat, așa că nu știu exact ce produse să-ți recomand pentru a-ți îmbogăți părul. Folosesc un șampon pentru hidratare, de cele mai multe ori, și de asemenea și o mască sau un balsam tot pentru hidratare, dar asta din cauza că eu mi-am decolorat foarte mult părul de la nuanța mea care este foarte închisă la vârfurile care nu le vedeți, dar sunt aproape albe, dacă nu le-aș pigmenta puțin, și asta înseamnă că părul meu a fost destul de, cum să zic, destul de rănit, cred că pot folosi cuvântul acesta. Așa că tot timpul folosesc un șampon pentru a-l hidrata și încerc oarecum să-l mențin viu. Bun, nu știu, recomand măștile naturale. De exemplu, recomand să te faci cu ulei de măsline care îți hidratează părul și îl face așa mai puternic. De asemenea, uleiul de cocos, de, nu știu, de argan. Astea sunt toate foarte bune pentru păr și, sincer, le recomand cu încredere. Cam asta a fost videoul pentru azi. Sper că v-a plăcut acest video, sper că ați aflat lucruri noi de la mine. Mă bucur pentru că ați fost foarte activi, mă bucur că ați trimis o grămadă de întrebări, de videouri. Îmi pare foarte rău că nu am reușit să răspund chiar la toate, însă dacă v-a plăcut acest video și dacă vreți să mai realizez astfel de videouri, promit că voi mai realiza astfel de videouri în care voi răspunde la întrebările voastre de pe Snapchat sau probabil de pe altă rețea de socializare. Deci asta a fost totul pentru azi. Nu uitați să te abonezi dacă ești nou pe aici, dacă încă nu te-ai abonat, și te așteptăm cu drag în mica noastră familie. De asemenea, te rog să împarți acest video și pe paginile tale de socializare sau cu prietenii tăi și să mereți printr-un deget în sus sau printr-un comentariu dacă ți-a plăcut acest video. Și cam atât. Ne vedem în următorul videoblog. Bye, bye!